Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Dragii mei, sunteți pe canalul Corelin Construct. În clipul de astăzi o să vă arăt cum se montează piatra naturală, se zice, dar nu este o piatră naturală pentru că este o imitație făcută dintr-un compozit special. Haideți să întorc camera să vă prezint materialele. Principiul de montaj, să zic, este la fel cu piatra naturală, cu toate că, vedeți, imită foarte bine la perfecție, dar nu este piatră naturală. Este ceva turnat, foarte frumoasă. Unde va trebui să o montăm? Va trebui să montăm roată împrejur la aceste uși. Da, înainte nu se știa dacă va veni această piatră, avem deja gletul prezent, deci va trebui să răzuim puțin și să dăm o amorsă de profunzime, un CT17 nediluat, știți foarte bine că așa lucrez eu, și o să începem să montăm această piatră. Da, piatra este Carpați românească, producător de piatră decorativă, ok? O să începem cu toți pașii să vedem ce este. După cum am zis, prima și prima oară va trebui să aplicăm amorsa de la ceresit. Atenție mare, când aveți ceva, cum este în cazul meu, greise sau ceva, trebuie să acoperiți. Eu am pus un carton, să nu cumva să vă ajungă pe greise. Deci recomand să se dea absolut exact așa cum este. O să dăm decât în zona interesată. Ok, menționez că piatra o vom lipi cu ceresit CM17, având în vedere că este deja puțin glet pe aici, vreau să fie cât mai lipicios posibil, cu această amorsă de profunzime va fi ce trebuie. Ok, haideți să vă prezint din nou piatra, să vedeți cum este, practic trebuie să o ansamblăm, este din bucățele. Ea în cutie se găsește așa, toată amestecată, dar vedeți, aici pare că este una de întregul, dar nu este. Vedeți, ia uitați cum este, sunt foarte, foarte multe bucățele și bineînțeles avem și din acelea mici, adică așa. Ah, era aici deja. Ok, noi în cazul nostru, pentru șpaleții lateral va trebui să folosim, proprietarul dorește așa, deci una mare, una mică, ok, și tot așa, iar una mare, una mică, deci așa va trebui să o montăm noi, ceva de genul, ok, și sus dorește tot să fie plin. După cum am zis, avem deja făcut adeziv CM17. Recomand să se pună pe fiecare placă în parte și nu pe perete, că după aceea nu vreau să iasă afară să vadă urât. Înțelegeți? Aici vedeți că cu plinta am oprit precis exact unde va trebui să ajungă piatra noastră. Aici unde avem un pic de este mai cu găuri, putem să punem adeziv frumos.
Nu trebuie să puneți foarte mult, că după aia va ieși afară și nu e ce trebuie. Vom ajunge frumos exact până la colț. Ok? Până la colț frumos. Să se vadă cum trebuie. O să pun puțin una așa provizorie ca să mi-o țină, că dacă nu o să vină de nas în jos și nu e cum trebuie, deci o pun așa provizorie. Trebuie să încercăm să nu punem foarte mult material, să ne iasă în exces afară, că după aia tot noi va trebui să curățăm. Asta nu vrea să stea deloc aici. Astea nu trebuie lăsate foarte mult, pentru că știți foarte bine că adici de vulcime 17 imediat. Imediat trage. Important este să lucrați curat, să nu murdăriți piatra, că dacă ați murdărit-o va fi foarte greu să o spălați. Necesită mare atenție. Și foarte migăloasă, după cum vedeți, dar trebuie să fiți înarmați de răbdare. Să iasă treaba bună. Bineînțeles că noi o să ajungem sus și nu mai avem un punct de referință cum este acest glav. Vom da drumul la laser,
și ne va duce dreptul până sus. Ok, acesta este procedeul. Haideți să nu lungim foarte mult clipul. O să ne vedem puțin mai încolo când ajungem și la partea de sus. Și bineînțeles, același procedeu va trebui să-l facem și aici. Numai că aici va veni, vă dați seama, dacă șpaletul este mic, va veni totul de întreg. Adică nu va mai, se va mai vede țesut așa, adică vă aduceți aminte că trebuie să eliminăm bucățile mici. Aici va veni unul de întreg. O să vă arăt un pic cum se vede rezultatul. Deci așa se dorește, în zigzag, unul da, unul. Avem aici laserul care ne dă dreptul să mergem drept, ok? Aici vine așa. A trebuit să pun un baston din acesta ca să mi le țină puțin până să blochează CM17-le, dacă nu vă dați seama că mi-ar aleaga în jos. Ce va trebui să facem acum? Se continue cu partea de sus. Bineînțeles, și în partea de sus va trebui să respectăm modelul. La fel, în această zonă avem prezent laserul, deci trebuie să ne oprim aici. Vom pune altă bucată, prima și prima oară o prezentăm, să vină ok.
Atenție mare, piatra nu trebuie unsă doar ca la greție, decât ștrecălită puțin. Deci trebuie să aibă material pe spate. Dacă aveți un perete mare de făcut, recomandat este să dați direct cu glitieră, cu dinți. Dar la așa bucățele mici nu are rost să murdăriți peretele, pentru că va trebui să faceți reparații după aceea cu glit. Din acest motiv nu se merită. Ce este de reținut, dragii mei, niciodată nu, vedeți aici, am avut o bucată întreagă și am tăiat din ea. Dacă mergeam cu aceeași bucată, deja se intersecta aici pe aceeași, același rost, și acest lucru trebuie să-l evităm la piatra naturală. Și... deci, punem alta ca să nu ne intersectăm, vedeți, să nu cădem exact pe rost. Și acum vom avea cu siguranță, nu știu dacă se potrivește de asta, că de aici este făcută, dar gata. Ok, vom pune pe aceasta. Deci cam acesta este procedeul, dragii mei, se vede foarte, foarte, foarte frumos, cel puțin mie îmi place. După aceea, bineînțeles, se va chitui frumos pe aici. Atenție mare, între rosturi nu este agresia, piatra naturală nu se chituiește, doar aici mă refer cu glet și așa mai departe, ca să fie pregătit peretele. Dar piatra naturală nu se chituiește, din acest motiv vă spun că trebuie să lucrați curat. Ok, dragi prieteni, este timpul să închei aici. În clipul de astăzi v-am arătat cum se îmbracă un glaf în piatră naturală, dacă pot să zic așa. Rămâneți aproape de canalul Curent Construct și nu uitați să vă scrieți la canal, că este gratis. Vă salut!